Lăviți să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, de la capitolul 15, unul dintre cele mai cunoscute pasaje a Noului Testament și unul dintre cele mai trăite pasaje a Noului Testament. Poate îi cineva aceia care trăiește pasajul acesta. Aș vrea seara aceasta să se încheie așa cum se încheie pasajul acesta. Cu bucurie să se încheie. Viața schimbată, omul legat să plece liber, omul apăsat de păcat să plece eliberat, pentru că cel ce eliberează i Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. Evanghelia după Luca de la capitolul 15, începând cu versetul 11. Pilda fiului risipitor. El a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foame mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se răsature cu roșcovele pe care le-au mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, cât sargați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Că acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: Fratele tău a venit înapoi. Și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, Iată, eu îți slujesc ca un rob de atâți ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat, fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, a pierdut și a fost găsit. Amin. Slăvit să fie Domnul. Haideți să ocupăm locurile. Doresc în seara aceasta Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Mă bucur să fim împreună în seara asta la o seară de evangelizare. Ar vrea vocea Domnului, glasul Evangheliei să răsune și în seara asta. Să facă Domnul cu adevărat o Betanie. Aici, cel fără viață spirituală, să primească viață. Să se facă ce s-a făcut în Betania, în cimitirul din Betania. Să se facă dezlegare. Să se primească viață. Să poți să-ți continui drumul până la capăt cu Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. Ne-am oprit la. și mintea mi s-a oprit în seara aceasta la un pasaj, la fiul risipitor. Acum vreau să întreb, nu ridicați mâna. Poate sunt acei noi avem la Timișoara sau poate cunoașteți persoane care le-au murit copilul. Un copil mai mic, mai cel mai mare. Nu, și noi avem mai multe cazuri la noi la biserică. Sunt alții aici care au copilul în lume. Da? Plecat de acasă, plecat, crescut în casa lui Dumnezeu. Am pus întrebarea asta și la noi la biserică și n-am lăsat să se dea răspuns pentru că e un răspuns foarte greu. Și vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, ce e mai greu? Să ai copilul mort sau să ai copilul în lume? Ce e mai greu? Cum poți cântări lucrul ăsta, nu? Ce e mai greu? Că pe mama care îi vine copilul de zeci de ani, eu matur, Vine mort de acasă, vine o risipi tot, tot, N în închirie, în mizerie, în alcool, în jocuri de noroc. Și zice ce spune? Mai bine aș fi preferat să-l văd mântuit și să știu că l-am dus la groapă, dar mă întâlnesc cu el în cer. Când o pe mama care și-a dus copilul la groapă, știi ce spune? Tare aș mai vrea să-l am în casă. E o întrebare grea, e un răspuns greu, de ea nici nu vă lasă să răspundeți. În seara asta ne uităm la, la, pasajul acesta și de la titlu uh, ne confruntăm sau ne-am confruntat toți cu risipa, așa -i? E cineva care nu a risipit niciodată. Și ăla cel mai zgârcit risipește. Știi că și el la zgârcit risipește? Uite de, -te, te uiți lunia, să vezi câte mâncare o rămas de duminica, cât o rămas de sâmbătă, da? Cât arunci la tomberon, cât încerci să o refolosești cumva, lunea ce se mai poate refolosi, dar îți dai seama că ai făcut prea multă mâncare. Încă de la titlu vedem că s o risipit ceva. O să ne uităm în seara asta la fiul risipitor și m-am uitat în dicționarul limbii române și uh, când e vorba de risipă, dexul spune așa Folosirea nechipzuită a bunurilor materiale, cheltuială fără măsură. Acum românul e obișnuit la cheltuit fără măsură. De aia și a credit din bancă, de aia se împrumută, de aia face investiții din astea păguboase. Românul a fost obișnuit să investească și să piardă. Și de vreo 30 de ani românul tot pierde. Ban, bancă, bacu, caritasul, că e okay, aceea au fost aproape de dumneavoastră, nu? Unii mai aveți răni în suflet vă mai doare inima după ce s-a întâmplat atunci, alții au băgat bani în fel și fel de lucruri. Știm că orice risipă începe treptat, da? Niciodată nu pierde cineva totul dintr-o dată. Nu. Și ăia care joacă la jocuri de noroc, uh, și ăia pierd treptat, deși pierd mult, dar pierd treptat, nu pierd într-o singură clipă tot. Orice risipă începe treptat. Normal când dai banii pentru ceva, aștept să primești ceva în schimb, da? Deci, la magazin cumperi, dai banii și primești o pâine sau ce vrei să cumperi. Și la cercetor. Știi că îi dai banii cu un scop să primești și tu ceva? El așteaptă să primească banul și tu aștepți un cuvânt de mulțumire, da? Totdeauna tranzacția asta se face. Dai ceva contra altceva. Dar uitați-vă, vedem că fiul risipitor pierde tot fără să primească nimic. Zice că își dorea să primească ce mâncau porcii. Nici nu trecea pe lângă cocina porcilor când era în statutul de fiu. Dar zice că acum i o a schimbat sistemul de valori. Că de diavolul asta face. Vrea să te ia de la masă să te pună la porci. Cea mai rea tranzacție din istoria Universului. Mai rea sau aci lângă el, știi cine a mai fost? Uh, Samson. O da brațele lui Dumnezeu pe brațele Dalilei, da? Și-o dat puterea pe lucruri care l-au dus la moarte. Vedem pe viul risipitor că tânărul acesta a început și el de undeva risipa. Dacă ne uităm la familia aceasta, familia ideală, doi copii, doi băieți, nu știu mamă-sa pe unde au fost. Cum a, eu m-am tot gândit, având și noi copii, am zis, mă, cum de-o dat tată suma așa banii? Că nu vezi că îi dai greu un milion la copil. Zici, bă, mai lasă-mă să mă gândesc, îți dau banii așa, nu? Lasă-mă, zice că tata le-a împărțit averea. Tata le-a împărțit averea. Dintr-o dată așa. M-am gândit, cum mă, i o dat tată suma așa mai ales evrei? Evreu nu-ți dă bani așa ușor. Evreu nu-l duce așa ușor, vreau bani. Și să zic că uite aceea numără, numără, poftim banii. Nu! Știți de ce i-o dat tata ușor banii? Pentru că tata nu era legat de bani. Tata nu era legat de bani. Aici ăsta era, fiosul era legat de bani și tata nu era legat de bani. De aia zice Biblia că putea să-i spună, mă, poți să stai în cap cât să în viață, nu pui mâna pe bani. Și așa ai inclinațiile tale și așa văd că vorbești pe telefon cu nu știu cine, văd că vii după 12 noaptea, tu bani de la mine. Păi de deci ce eu mi-am crăpat mâinile pentru tine? Am lucrat la uzină să-ți dau ți așa banii să-i... Doar vezi că are în instinct să risipească banii. Vezi că are în instinct să meargă cu ei într-o parte și în alta. Dacă ne uităm la familia aceasta, când privești de afară, realizezi că au avut tot ce și-au putut dori. Fiul ăsta risipitor, ăsta micu, avea un tată, da? Dacă ne uităm la familia lor, la ce aveau ei acolo, că nouă ne place să ne uităm la alții în familie, da? nasul Uite că ne lasă Biblia să ne uităm în familia aceasta. Ne lasă Biblia să ne băgăm nasul în familia aceasta. Dacă ne uităm la ei, la tânărul acesta, vedem că avea un tată când alții sunt orfani. Era binecuvântat. Era binecuvântat. Când ai văzut ultima dată binecuvântarea să stai cu tata la masă, să stai cu mama la masă? Când ai văzut ultima dată binecuvântare să te uiți la copil și să-i să mulțumesc lui Dumnezeu, să-i spui, Doamne, îți mulțumesc de copiii care mi-ai dat. Chiar dacă spereți, îi scriști cu pixul. Chiar dacă sușile pline de axibil, de turbo, de știu eu ce, e pe acolo. Să te uiți la copil și să spui, îți mulțumesc, Doamne, că ai binecuvântat casa mea. S-a uitat la el și l-a văzut pe său. Și nu a fost bucuros de tatăl său. Avea un tată. Era binecuvântat. Și el nu vedea asta binecuvântare. Avea o casă când alții stăteau pe drumuri. Când alții stau în chirie, ăsta avea casă. El nu vede bine cuvântare. noi le-am zis la copii, băi, camera asta nu e a ta, e a mea. Dar tu stai numai în chirie la mine, fără bani. Așa că tu nu închizi ușa, tu nu, zi, nu văd afiș pe ușă, nu deranjați. Că nu e a ta, e a mea, ai înțeles? Deci, nu? Avea o casă, el nu s o bucurat de casă. El dorea exact ce o dorit și frate său la mare. Ăla s-a el așa bisericos. Dar au zis către tată sunt. nu mi-ai dat tătă -tă viața un ied. un ied. Cât are un ied? ied cam așa până în 10 kg, da? O zis să mă bucur cu cine? Nu au zis cu tine. Nu au zis cu tine. tine. Uitați-vă că asta e tendința. Iedul știi cu cine îl mâncăm? Cu oia care ne bârfesc. Stei știi cu cine îl mănânci? Cu aia care își ba joc de tine după aia. Când ai luat-o pe ultima dată pe maică ta, cu părul cărunt, s-o duci la Cluj, la nu vă zic la ce restaurant, că îl cunoaște toată Da? Când ai dus-o în molul, dar nu-i de râs, că asta e frații mei. asta e. Nu, ne tăvălim, ne dăm cu capul de, de sicriu. Că nu mai are nicio valoare. Când ai cumpărat, ai pus acolo, i -ai, i ai făcut. Ce folos? ce folos! Ce folos atunci! Ce folos! Uitați-vă ce, ce, spune cuvântul Domnului. Că ăsta avea, avea o casă unde să-și să plece capul și nu au văzut bine cuvântare. sunt mai mare. O zis și eu îmi doresc un iert. Dar nu să-l mânc cu tine, tată. Nu, na, nu vreau să mânc cu tine. Eu nu vreau să stau, că nu, eu sunt inginer, eu nu pot sta cu tine acum. Tu ai părul cum îl ai, ai și mersul ciudat, ai și diferite obiceiuri, sufli nasul mai tare, nu? Știu eu ce, e, e, supa o, o sorbi în loc să mănânci frumos, da? Știți că obiceiurile astea și cu umărul lăsat și mersul ciudat, știți de ce le-au avut așa și le-au așa, știi de ce? că ne crescut pe noi. De aici s-au dus și mers într-o parte, de aici scrăpate și mâinile. Știți, o, o tânără nu vrut la final de liceu să o ducă pe mamă sa la, la finalul de, de, școală. Știți povestea, da? Nu, nu a dus-o niciodată. Și trebuia să-și ducă fiecare mama la final, să, să, meargă cu mama la final de școală. Și au zis, mamă, uite, zici, eu am, eu am Finalul de, de liceu. Dar zice, nu pot să te duc pe tine, că zice, tu ești arsă pe față. Și zice, toate mamele, tot, toți colegii mei, ești cu, cu mame tinere, cu mame aranjate, zice, tu ești cu, cu fața arsă, cu mâinile arse. Și o zice, îmi pare rău, nu pot să vorbești cu sora ta, cu mătușa, să vină cu mine și să se dea, să spună că e ai mamă, ca să nu vreau să râdă colegii de mine. Și mamă, s o auzit, ba da, dar zice, înainte să o trimit pe mătușta da? Zice, vreau să stai aici jos să-ți explic ceva. Zice, uite, vreau să-ți spun acum ceva ce nu ți-am zis niciodată. Zice, când erai mică, noi n-am avut casa asta, noi am avut o altă casă. Dar zice, casa noastră o luat foc. Și tu erai înăuntru și pentru că n-am vrut să te las să mori, acolo în incendiu, zice, cu riscul vieții, când nu s-a băgat nimeni, când nu a sărit nimeni în foc, eu am sărit în foc și te-am luat în brațe, te-am strâns și cu mâinile astea care sarse acum, te-am protejat cu fața asta, te-am protejat ca să te poți scoate în viață și bine. Vedeți? Vedeți cu cine mâncăm noi iezi? Vedeți cu cine? Cu cine ne cheltuim și ne bem cafelele? Vedeți cu cine ne facem concediile? Două familii, merem în concediu, trei familii. Uită-te de la cine cer iedul. Uită-te la ăla care are mersul strâm du-te și pupă mâinile, acum că nu le mai pupam zic eu că n-au valoare așa să impresionez pe frați. dar uite ai un tată, ăsta a avut tată acasă nu au pus pres pe tată -sul. a avut o casă și nu l-a interesat de casa care a avut-o știți ce mai avea? avea bogăție când alții erau în lipsuri ăsta avea bogăție noi generația tânără, e generația care îi se cuvine totul Generația tânără nu mai știe mamă să ce să nu mai știe cum să o mulțumească. Dar ei domne, în depresie. Noi am avut stări din astea, dar nu s-a rezolvat cu medicamente. Știți cu ce? Nu vă zic că transmiteți live. Dar, domne, nu mai vei curajul o altă dată să spui, da, nu, s așa stris. Și cum să rea? Erai numai vesel. De ce? Că erau metode. Acum, tot, nu-i convine ceva, lasă-o că e în depresie. Lasă-o că, de omne, fel și fel de uh, sindromuri, tot fel și fel de, bol uh, boli din ăstea, n-ai mai auzit în viața ta. Păi mă, mă, pe vremea noastră nu a fost. Pe vremea dumetale nu a fost. Nu a fost. Că ți era frică să le ai. Trebuia să lucri, trebuia să te trezești. Acum nu-i convine să tot o lăni tot ziua și mamă să-i duce ceaiul la pat, îi duce, nu mai știe ce să... Așa a fost și ăsta. Avea tot ce-și dorea. Eram belșug, eram bogăție. Avea tot ce-și dorea. Le spun de multe ori copiilor mei: cea mai mare, eu vin dintr-o familie cu 10 copii, am fost cel mai mic în familie. Îmi doream să mânc o banană singur. Singur. Aveam porția cea mai mare, dar n-am avut banana uh, toată pentru mine. Eram cel mai mic, dar îmi tăiam mica să, să am mai mult. Acum azi negri bananele. Mă uit la, la banane și le spun la copii, așa sunt negre și la dumneavoastră, așa? De ce? Nu le mai mănâncă nimeni. Știți ce arată lucrul acesta? E perioadă de belșug. E perioadă de binecuvântare. Dar știți ce ar trebui, frații mei? Binecuvântarea să ne apropie de Dumnezeu. Asta, Domnul, nu-i supărat că ai un leu. Nu-i supăra că ai o sută, nu-i supăra că ai un telefon, nu-i supăra că vrei să-ți faci un concediu, nu-i supăra că ai bani să mănânci la un restaurant, nu-i supăra, vrei, ai banul, nu l am dacă ai bani, du-te, domne, și mănâncă. Ai grijă să mănânci și altul pe lângă tine, ai grijă să mănânci și săracul pe lângă tine. Dacă te folosești de bani, nu-i nicio problemă. Știi când îi supăra Dumnezeu? Când îți dă belșugul și tu întorci spatele. Aici a fost tragedia la fiul risipitor. Avea belșug, avea tot ce își dorea sufletul lui, dar nu i-a mai păsat. Se simțea sărac și o să vedem imediat că el, el a fost omul care se, se simțea sărac. Noi spunem, domne, totul uh, 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 avea tot în casă și el zice nu, eu am avut probleme. eu am plecat de acasă, am plecat cu probleme noi am avut casă. nu, ăsta nu ăsta numai în mintea lui numai în mintea lui avea probleme știți ce mai, mai avea tânărul acesta în casă? Era sănătos era sănătos. Îi o binecuvântare sănătatea. Când alții sunt bolnavi, când alții sunt în cazuri, în citostatice, când alții fac badrumul drumul de la, de la Câmpia Turzii la Cluj, la oncologie, tu ești sănătos. Sănătatea trebuie să te apropie de Dumnezeu. Aseară predicam la evangelizare de famenul etiopian, ăsta sănătos l-a căutat pe Dumnezeu. Naman sirianul caută bolnav pe Dumnezeu. Dar uite că famenul nu etiopian, cu bani, cu funcție, cu tot ce, tot ce și-o dorit, ca fiul risipitor. O avut tot ce și-o dorit, dar uitați-vă diferența. Ăsta când îi merge bine, să pune pe căruță, când pornești un drum de 2000 de kilometri. De ce? Pentru că bunăstarea, binecuvântarea, sănătatea care ți-o dat-o Dumnezeu, trebuie să ne apropie de Dumnezeu. Și zic, Doamne ajută-ne în sănătate să te căutăm, cu masa plină și îmbelșugată, să ne apropiem de tine. Binecuvântat să fie Domnul. Când am venit, când m-am căsătorit și am mers la Timișoara, am cunoscut pe un frate, trăiește și acum, un om al lui Dumnezeu. Mi-a zis odată, zice frate Daniele, zice, când eram înainte de Revoluție, zice, aveam copiii mici, eram săraci, zice, mă rugam lui Dumnezeu ca Dumnezeu să binecuvinteze casa mea. Zice, am venit într-o duminică acasă și nu aveam de mâncare decât o franzelă, o pâine. Și zice, am cu copiii, am venit de la adunare, ne-am pus la masă și ne-am rugat. Zice, am luat pâinea în mână, spunea un frate așa, 1,90, vreo 130 de kilograme. Zice, am luat pâinea în brațe, în mâini, am început să mă rog. Și m-am rugat, cum zicem noi, până m-am rugat. Deci, atât m-am rugat și am cerut binecuvântarea și belșugul de binecuvântare peste casă, plângeam cu pâinea în mână și îmi curgeau lacrimile pe pâine. Deci, am cerut și am crezut cu toată inima că Dumnezeu va binecuvânta casa mea. Zice, o venit Revoluția și ne-a binecuvântat Dumnezeu. Zice, nu mai am frigiderul gol și am frigiderul plin aruncăm mâncare nedesfăcută, expirată, zice, mai am și un congelator pe lângă, zice, mă pun și acum la masă. Și mă rog lui Dumnezeu, îi mulțumesc de mâncarea care mi a dat-o. Zice, e ceva ce îmi lipsește de atunci, dinainte de Revoluție. Știi ce o zis că îi lipseau? Îi lipseau lacrimile. O zis, mi dor să am lacrimile alea, mi dor să plâng, să-mi curgă lacrimile în farfurie. Mi dor. Zice, mi a dat Dumnezeu ce am cerut. Dar zice, am pierdut și aia. Am pierdut legătura aia. Nu vedeți că așa suntem și noi? Cât de repede uităm? Ce zice Psalmul uh, uh, Psalmul 103? Zice binecuvintează suflete pe Domnul. Și tot ce este în mine să binecuvinteze uh, uh, în numele lui Cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Nu vedeți că drisipim și noi, frații mei? Nu vedeți că drisipim? Plângem la orice. Plânge la televizor, plângi că ți-o tăia din pensie, plângi, Când ai plâns ultima dată? Când i-ai spus lui Dumnezeu ultima dată să-i spui Doamne? Te iubesc din toată inima. Când ai plâns la rugăciune, ultima dată, să stai înaintea lui Dumnezeu și să nu risipești lacrimile, să plângi de ciudă, să plângi de nervi și să plângi de dor după el, când ai plâns ultima dată? Când ai plâns ultima dată să spui, Doamne, îți mulțumesc că m-ai mântuit, îți mulțumesc că m-ai adus în casa ta? Uitați-vă, tânărul ăsta au mai avut ceva în casă, știți ce au avut? Un tată care strângea pentru el. Un tată care, el știa, de o cerut, știa că strângea pentru el. De ce? Când se va căsători, să nu plece de la zero. Da? Că asta purtăm noi de grijă. Și mai tineri și mai în vârstă purtăm ceva de grijă. Pentru noi e suficient. Dar zici, mă, nu vreau când să mărită fata mea. Cine știe ce... dă păstă unul din ăsta ce îi place munca de la 12 la amiază. Măcar să nu stea în drum. Să aibă ceva, să aibă cât de nu plece în chirie. Știți ce făcea tata lui? Strângea pentru el când se va căsători. Pentru amândoi. De aia și-o permis să ceară partea de vere. Că o văzut că dar nu mânca bătrânul, dar nu crezi că mânca exact ca și Isac, uh, Isaac, da? Când i-o zis, fă mâncare și o făcu Rebecca din doi iezi, nu? Doi iezi, trebuie să mânci o săptămână. Să o mânca doi iezi. Asta i pus pe mâncare. Dar uitați-vă, cuvântul lui Dumnezeu spune că ăsta avea un tată care strângea pentru el pentru vremea, pentru vremea viitoare. Noi spunem, dacă ne uităm la familia aceasta, spunem, tânărul ăsta a avut tot ce și-a dorit. Dar știți că el nu vedea lucrul acesta? Nu vedea, el se vede sărac, se vede trist și singur. Sărac, trist și singur. De aceea cere bani, că se vede sărac. O zis, dăm partea de avere. De ce? Că sărac că n-am, sunt care așteaptă să pună mâna pe pensia lui mamă să să pună mâna pe ce-o strâns bătrânul pe ce-o da, bătrâna, bunicul bunica, dar vrea să el se vede sărac, deși avea bogăție el se vede sărac și cere bani, se vede știți cum se vede? se vede singur, de aceea caută prieteni și-o găsi prieteni, el lângă tata s-o simți singur, el lângă frate Iisus s-o simți singur, vedeți? Noi zicem, bă, dar tu ai tot ce trebuie. Tu ai tot ce trebuie. Tânără, tânăr drag, fratele meu, se uită lumea la tine și știi ce spune? Băi, un om binecuvântat. Și s-ar putea tu să nu vezi lucrul acesta. S-ar putea, putea, să te vezi sărac, s-ar putea să te vezi fără prieteni, s-ar putea, să te vezi singur, nu? Uite câți prieteni, nu mai veni să spui că ești în depresie. Uite aici câți tineri aveți, uite aveți și pe la balcon. Nu ești singur, am fost acum la săptămâna trecută la Botoșani și am fost la întâlnirea surorilor văduve și a fraților văduve. Și au zis, avem o întâlnire cu surorile singure și frații singuri. Le-am zis, să nu mai ziceți că sunteți singuri. Să spuneți, da, că nu mai aveți partenerul de viață, că muri, da, dar voi niciodată n-ați fost singuri. Noi, cu tata în casă, cu frații, cu biserica Domnului, cu Betania, niciodată nu suntem singuri. De ce? Că Domnul e de partea noastră. De aceea să spunem, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile lui. El se vede sărac, se vede singur și se vede trist. De aia vrea distracție. Și trist, asta e distracție să stai cu tata în casă, să mergi la adunare. Nu, el nu vede binecuvântare, el nu vede bine pentru sufletul lui, el caută distracție. Se vede trist. Vorbeam mai, de, mai devreme de, 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 depresie și de tristețe. Asta e tânărul, tânărul, acesta. Se vede sărac, se vede singur și se vede trist. Dacă îl întrebai după prima pierdere, tinere, ce faci că vă că pierzi bănuții? Să duc bănuții. Și ce spunea? Strâng amintiri. Strâng amintiri. Bă, dar nu cheltuie atâta. Nu arunca așa cu banii. Și vă spun ceva, tineri, frați, surori. Am învățat ceva în viața de familie. Unul din lucrurile care le-am învățat. Economia se face când îi sacul plin. Nu când îi sacul gol. Când e gol, nu mai e economie. Ce economie să faci? Faci foame atunci, nu? Faci foame. Dar ce economie? Dar românul când e plin, dă arunc, așa făcea ăsta. De, de, la ăsta o fi fost român, nu știu dacă a fost român. Dar experiența lui și experiența noastră, când e plin, nu contează, dă cât de mult. Dar vedeți? Economia se face când e sacul plin. Asta e înțelepciune de la Dumnezeu. Să faci economie când este. El de aia a o risipit. O zis, este mult. Păi dacă este, nu trebuie aruncat. Trebuie avut grijă. Trebuie avut grijă. Aici ceva ciudat de la titlu se pune o întrebare. Ce o risipit? Ce o risipit? Pentru că vreau să vedem în seara aceasta că el nu o risipit departe, el întâi o risipit aproape. El întâi o risipit aproape. Și în seara asta mesajul l-am denumit și l-am numit când numești risipa fericire. El asta o denumit, risipa o denumit o fericire. Și eu vreau să fiu fericit. Haideți să vedem în seara asta, în cuvântul lui Dumnezeu, ce-o risipit fiul risipitor. Primul lucru, o risipit statutul de fiu. O risipit statutul de fiu. Ăsta l-o risipit aci lângă tata. O avut un statut, statutul de fiu. Dar nu i -a mai convenit. Nu i -a convenit statutul de fiu. El o vrut statutul de... șef la porci. Șef la unitatea de porci, da? Și au eu vreau acolo. De ce? Uitați-vă ce, cea mai rea tranzacție. O făcut-o fiu risipitor. L-a dat pe tata, pe stăpân. O dat parfumul de acasă pe putoarea porcilor. O dat statutul de fiu pe statutul de, de slugă. De slugă. El comanda, o ajuns să fie comandat. O risipit primul lucru, o risipit statutul de fiu. De ce? Pentru că în el a fost duhul de nesupunere. Nu a avut puterea să se supună. Acolo sunt niște reguli. Statutul de fiu te obligă la anumite lucruri care trebuie să respectate. Știți că statut binecuvântat, știți cine a avut, știți de unde a plecat primul, prima risipă de statut binecuvântat care, o, care a existat? Știți unde? În cer au avut un statut diavolul și spune cuvântul Domnului în cartea Isaia, capitolul 14, de la versetul 12, spune că el a fost cu un statut privilegiat și spune cum ai căzut din cer, lucea fără strălucitor, adică ai fost acolo sus, fiul al zorilor. Zice, cum ai fost doborât la pământ, tu biruitorul, auzi, biruitorul a fost doborât. De ce? Corisipi statutul care i l-a dat Dumnezeu. În seara asta ar vrea să-ți spun ceva. Domnul te cheamă la un statut binecuvântat. Cel mai important statut. Nu știu ce funcție ai avut până acum, nu știu ce funcție mai e. Dar noi avem un statut binecuvântat venit din partea lui Dumnezeu. Și ar vrea în seara asta statutul acesta de copil al lui Dumnezeu să-l primești în locul acesta. Dacă ai în viața ta lucruri care le-ai risipit, spui, tu poți veni să spui, ă, da, dar Dumnezeu ne iubește pe toți. Dar nu-i Dumnezeu așa rău să ne bage pe unii în iad și pe alții în rai. Păi nu suntem toți creați de Dumnezeu? Ba da! Dar știți că Biblia arată că Dumnezeu are fi care merg în iad și fi care merg în rai. Tot fi ai lui Dumnezeu. Știți ce spune cuvântul Domnului? Că într-o zi se întâlnește Domnul cu Zacheu. Se întâlnește în Ierihon și aici e frumusețea, ăla care vrea să fie copil al lui Dumnezeu. Trebuie să iasă de pe drumul lui și să intre pe drumul Domnului. Pentru de ea dar Dumnezeu e peste tot, e adevărat. Dar nu se oprește pe oriunde. Nu mere prin birtul tău, nu merge prin locurile tale, nu vreau să le mai denumesc în seara asta, da? Nu pe unde ești tu, nu. Nu intră el. Tu trebuie să intri pe unde merge el. Zice că o exact pe drumul acela pe, pe unde trecea Isus. Pentru că știa eu că pe drumul acela avea să, să, treacă. Doamne, treci pe aici, treci pe la mine. Nu, nu, Domnul știi ce spune? Treci tu pe la mine. Că eu te salvez, eu te ridic și o să vedem la final. Tata nu s-o dus el după fiu. Dacă era tata din generația noastră, imediat pe aplicație intra acolo, vedea, bă, ăsta nu mai are bani pe carte. Nu mai are soră câți bani ai fi băgat pe carte. Câți bani, de câte ori l-ai ascuns pe copil de tatăsul și ai mai dat o sută, i-ai mai primis, e? nu? Și ai zis, să nu știe tată. Uitați-vă, deși eu avut durere tata în suflet, tata nu l-a alimentat în cu bani. Să zic că îi mai dau o sută, că poate vede că eu sunt bun cu el. Poate într-o zi o să-mi vadă lacrimile, că îi scriu acolo la descriere, pe aplicație îi scriu, tata te iubește. Și sigur o să-și aducă, nu, nu. O zis, eu te primesc, dar tu trebuie să te întorci. Zacheu a fost numit fiu al lui Avram. Când s-a întors, când a intrat de pe drumul lui, pe drumul Domnului. Așa schimbă Domnul. Domnul nu, și vă spun, locul cel mai bun de schimbare a vieții e în locul acesta. Aici ai locul unde se schimbă viețile. În locuri ca acestea, Dumnezeu mi-a schimbat mie viața multora din locul acesta. Și eu cred că în seara asta, în zilele acestea și până acum și în seara asta, eu cred că Dumnezeu are plan de schimbare. Pentru că acolo unde-i Dumnezeu, Dumnezeu nu l-a trimis pe Domnul Iisus ca să avem zile libere, ci l-a trimis ca să avem viață și să avem viață veșnică. Binecuvântat să fie numele Domnului! Zacheu primește un statut binecuvântat când coboară jos din dud. Se dă înaintea Domnului. Domnul intră cu el în casă. Știți ce spune Domnul de el? Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este un fiu al lui Avram. O zis bine, Domnul de el? O zis bine. O zis bine. ăsta e fiul care ajunge în rai. Dar știți că sunt fii care ajung în iad? Crezi lucrul ăsta? Să te cheme Maria, să te cheme Rebecca, să te cheme Timotei nu concep. Cum, domne, eu o să ajung în, în, iad? Se poate. Știi că poți să fi fost dus la binecuvântare. Dacă ți-ai risipit statutul de fiu, tu poți să fii un fiu care ajunge în iad. O fost un fiu care a ajuns la porci. De ce? O, risipi statutul de fiu. Vă dau un exemplu, tot aici din Luca 16, următorul capitol, spune cuvântul Domnului că a fost așa față în față, în antiteză, a fost bogatul, și Lazar săracul, da? Amândoi ori murit, că se recita în seara, în seara aceasta despre moarte, că nu ne caută la buletin, e cea mai democratică lucrare, da? Pătății ia la fel, pătății îngroapă la fel și la același nivel. E democratică, ia și pe sărac, am auzit, ia și pe bogat. Așa spune Biblia, că l o luat și pe sărac, l o luat și pe bogat. Când ajunge bogatul în locuința morților, ridică ochii în sus și strigă așa. Cum strigă? Părinte! Păi ce au zis Avram? Păi cum îmi spui tu mie așa ceva? Păi ce eu spărintele tău? Eu spărinte la derbedei? La oameni fără inimă? La oameni care n au dat părimiturile? Eu zis așa ceva Avram? Nu. Știi cum îi răspunde? Fiule! Fiule! fiule. Îi spune Avram fiule! Ești copilul meu, mă. Numai că e problema îi că tu ai ajuns în iad. Știi că poți să fii fiu al lui Dumnezeu? Și dacă pierzi statutul acesta binecuvântat de copil al lui Dumnezeu, știi că s-ar putea, finalul călătoriei tale, să nu fie în cer, ci să fie în iad? Uitați-vă ce ciudat. Omul este cel care vede, citim în, 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 în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu, vedem pe alții care ori parcurs drumul sipei. Și românul merită pe același drum. Bă, vezi că scrie drum închis, vezi că scrie drum cu gropi, scrie prăpastie. Românul specialist de a da în gropi. Și vezi că o dată altul în groapă. Știți că numai musca și omul merge unde o căzut mu o muscă și a murit, mere și a doua și o suta. Știți? așa e și omul. Când vede că unul a căzut cu jocuri de noroc și a familia, cu curvie, cu hoție, cu beție, cu... nu mai dau exemple. Știți ce face românul? Mere în continuare acolo. Vine și altul, și altul după el și altul după el și se trezește câte un grozav. Să nu faceți ca mine. Îl vezi că o căzut cu droguri. Îl vezi că o căzut cu atâtea lucruri. Și mere omul după el. La fel. Știți că Biblia arată, e singura carte de istorie care ne arată realitatea așa cum e? Dumnezeu nu a ascuns niciodată. Omul așa să-i să dea strălucirea, cum o zis Bill Gates. Televiziunile Americii să-i curețe puțin imaginea. Nu, Dumnezeu nu curățe imagine. Dumnezeu întotdeauna a lăsat istoria așa cum a fost. L-au pus pe Moise să scrie de soră sau de frate sau că s-au uh, or, or, răsculat împotriva lui, putea să zică Moise, Doamne, nu pot scrie de soră Nu mai fac de râs, de frate mai. Hai să trecem peste episodul ăsta. Nu, Domnul îi spune, scrie de asta. Pentru că e singura carte de istorie care ne arată realitatea așa cum e. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ne uităm la, la un om, la un tânăr, care și-a risipit și el e, statutul de fiu. Și spune cuvântul Domnului că ăsta avea un statut special de fiu. Era fiul întâi născut. Și spune într -o, e, cuvântul lui Dumnezeu că într-o zi, pe băiatul ăsta l-a luat foamea. Și când l-a luat foamea, a început să-și risipiască valorile. A început să risipiască. Știi că pe la Cluj s-ar putea să te ia foamea? Știi că pe la facultate s-ar putea să-ți ia foamea? S-ar putea să-ți ia diferite stări care nu le-ai mai avut în casa lui Dumnezeu. S-ar putea, știi ce să faci? Din cauza foamei care o ai să renunți la lucrurile care le-ai avut binecuvântate. Auziți ce spune cuvântul Domnului Geneza 25 de la versetul 32? E un cuvânt acia dureros, spune cuvântul Domnului de Esau. Că s-a întâlnit cu frate-su ăsta bucătar bun, știi când ți foame, orice supă miroase bine. Orice mâncare e extraordinară. De ce? ți oameni. Și ăsta exagerează, are boală exagerărilor, că diavolul întotdeauna îți va da un dar de exagerat când trebuie să te scoată din voia lui Dumnezeu. Totdeauna, da? Când din Eden, diavolul a venit la Adam și la Eva, le-a arătat exagerat. A, Dumnezeu nu vă lasă. Nu vezi că nu vă lasă. Ce o zis Dumnezeu de, de, pomul din mijlocul grădinii? O zis să nu mâncăm și nici să nu ne atingem. Dar Dumnezeu nu o zis să nu uh, se atingă, nu. Ci Dumnezeu o zis să mănânce cu plăcere. Noi venim și spunem, nu Dumnezeu așa, noi trebuie să fim numai încruntați. Noi trebuie să fim numai acri. Noi trebuie să... Nu, și Dumnezeu a venit și a zis, mănâncă cu plăcere. Adică să-ți pice bine, să fii bucuros. Bucură-te de nevastă, bucură-te de familie, bucură-te de ce ți dat. Nu fi acru. Noi venim și spunem, Dumnezeu a zis, așa a zis Eva, o zis să nu ne atingem. Nu zis Dumnezeu să nu se atingă. Vedeți? Totdeauna diavolul când vrea să păcătuim, întotdeauna va aduce lucrurile exagerate. Vine Esau și se întâlnește cu Iacov. Se spune cuvântul Domnului așa, versetul 31, Iacov a zis, vinde mas dreptul tău de întâi născut. Vrei ciorba? Vinde. Doar s au plecat cu desaga plină, fiul risipitor. Și imediat au venit cei care sunt cu blidul de linte, care sunt cu blidul de ciorbă și ți se pare că miroase bine. Că tu vii la repetiție, ăștia merg la club. Și ți se pare că ciorba lor miroase mai bine. Ciorba lor arată mult mai bine decât ciorba noastră. Zice cuvântul Domnului Isau a răspuns, iată-mă, sunt pe moarte. Ăsta fără cancer, fără probleme de inimă, numai flămând. Să nu era obișnuit cu postul, nu era, zicea Luci ceva, da? Nu? Nu era obișnuit cu lucrurile astea, dar dintr-o dată nu o de dimineață până la amiaz și o zis, gata, sunt moarte, sunt moarte, nu mai am ce să mănânc. Zice, cuvântul Domnului a spus, zice Esau așa, iată-mă, sunt pe moarte, la ce slujește dreptul acesta de întâi născut? Privilegiul de a fi fiu, la ce îmi slujește? Și spune cuvântul Domnului așa, și Iacov a zis, jură-mi întâi, Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte și auziți acum legătura dintre Esau și fiul risipitor. El a mâncat și a băut. Și acum au făcut exact ce au făcut fiul risipitor. S-a sculat și a plecat. Știi ce spune Biblia Luca 15 de fiul risipitor? Că o strâns tot ce a avut și o a... plecat. O plecat. Oare câți din locul acesta nu sunt în aceeași situație? Într-o zi, sau poate ne urmărești pe internet, într-o zi ai fost în casa lui Dumnezeu. Ai avut de plină cu valoare, ai avut daruri din partea lui Dumnezeu. Am spus, vorbeam cu soția mea zilele acestea, de fapt vorbim în fiecare zi, nu zilele acestea. Dar am vorbit așa de atâția viteje care și-au pierdut dreptul de întâi născut, care îi dea pe o de linte. Și ce am zis discutând, numai noi copiii nu ne-au auzit am zis, Doamne, decât să pierd statutul acesta de fiu, mai bine să intru în țărână de tânăr, să n-ajung pensia, să n-ajung anii bătrâneții, mai bine să mor decât să pierd statutul acesta care mi l-ai dat de copii la tău. Așa a făcut Esau. Esau a zis, nu mă interesează, dă-mi, acum, acum. Uitați-vă ce o risipit fiul risipitor. Primul lucru, a fost omul care a risipit statutul de fiu. Știți că și Esau și fiul risipitor amândoi au regretat ceea ce au făcut? amândoi au regretat. Spune cuvântul Domnului Geneza 27, de la versetul 38 la 40, afișează-l, spune cuvântul Domnului, că vine la tată sub după binecuvântare. Zice, Esa a zis tatălui său, Nai decât această singură binecuvântare, tată. Binecuvintează-mă și pe mine, tată. Și Esa a ridicat glasul și ea a plâns. A plâns. Credeți că o râs viu risipitor la coada porcilor în putoarea aia? Când și-o adus aminte că e el acolo, când ești cel mai jos, diavolul îți aduce aminte unde ai fost. Știți când scriu pe internet, mi dor de părtășiile alea în casa lui Dumnezeu. mi dor, sunt în departe, sunt la porci. Nu li dor de nimic decât de casa lui Dumnezeu. Asta eu fost dor și la, la fiul risipitor. i fost dor de casa tatălui să fie înapoi în prezență. Tatăl său, Isaac, a răspuns și a zis, iată locuința ta va fi lipsită de grăsimea. Iată locuința ta va fi lipsită. Nu-i durere mai mare în urma hotărârilor care le iei. Să ajungi să fie lipsită locuința ta de pace, să fie lipsită locuința ta de binecuvântare. De ce nu ai grăsime, de ce? Că aduți aminte ce ai făcut. Aduți aminte unde ai fost. Ce spune în Apocalipsa? Aduți aminte de unde ai căzut. Aduți aminte că ai avut grăsimea. Ai avut binecuvântare, ai avut statutul de fiu. Ai avut statutul de om binecuvântat. Dar ai risipit. Știți când revine fiul risipitor acasă? el abia atunci realizează statutul binecuvântat de fiu. Spune cuvântul Domnului, versetul 19. O spus așa fiu risipitor, nu mai sunt vrednic să mă chem fiu al tău. Nu mai sunt vrednic, de ce am risipit statutul de fiu? O zis, fă -mă ca unul din, din argații tăi. Fă ca unul din argații tăi. Știți ce spune uh, evanghelistul Ioan? Vine în capitolul 1 cu versetul 12, spune cuvântul Domnului așa, dar tuturor celor ce cred în numele Lui le-a dat dreptul să se numească, să se facă copii ai Lui Dumnezeu, adică fii ai Lui Dumnezeu. Știi că îs fii ai Lui Dumnezeu, cum suntem noi? Ca Samuel, crescut, că le spun tinerilor, că zic, frate, dar eu n-am o mărturie din asta, cum mă vezi pe câte unul, au făcut nu știu ce prostii și nebuni, ți le povestește tot la adunare. Normal că ăștia care au fost casa el, crescuți în casa lui Dumnezeu, ăștia să uită și zic, păi eu n-am ce să spun, că foarte bine că n-ai ce să spui. Tu fă curat în casa lui Dumnezeu. Tu mută lucrurile acolo cum trebuie mutate, casa muial. Că nici ăsta nu au furat, nu sunt dus după urmele fiilor lui Eli, da? Și o stat acolo, plăpând au făcut ceea ce trebuia făcut. Dar știți ce a fost bine? Că într-o noapte îi se descoperă Dumnezeu. Într-o noapte îi se descoperă Dumnezeu și Dumnezeu folosește. Știi că sunt persoane care Dumnezeu se folosește de ei și îi cheamă ca pe Samuel. Crescuți, în liniște, în casa lui Dumnezeu. Îi curățește Dumnezeu, îi modelează. Dar știți ce mai face Dumnezeu? În seri ca acestea. E gata să dea numele acesta de copil al lui Dumnezeu tuturor celor ce cred în numele Lui. Și vie seara asta să fie seara în care să credem cu toată inima că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Cel care ne poate da statutul acesta binecuvântat, mărit să fie în numele Domnului. Normal că e greu statutul de fiu când vrei să te concurezi cu tata. El, când a plecat de acasă, nu a crezut că ajunge rupt de foame, leșinat de, 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 de sete și cu ainele zdremțuite. El a plecat ca businessman, nu? O plecat ca și om de afaceri. Tată, o să-ți trimit poze, să vezi cum arăt eu, să vezi câți angajați o să am eu. El de asta a plecat, să plece să-i demonstreze la tatăl cum știe el să facă afaceri. Cum știe el? Normal, când faci concurență, când te vezi egal cu tata, normal că vrei să faci demonstrații să fii, să fii văzut. Asta, o a făcut fiul, fiul receptor. Dar vă spun ceva, ceea ce-i vândut nu mai poate fi cumpărat. Ceea ce-i vândut nu poate fi cumpărat. Ăsta o vândut, o pierdut și nu mai putut recupera. Nu mai putut recupera. Vreau să mai mergem, să mergem mai departe, să, înțelegem, să mai înțelegem un adevăr din pasajul acesta. Primul lucru care l-a risipit a fost statutul de fiu. Domnul Iisus trage un semnal de alarmă când vin ucenicii și spun mai ta, tă frații tăi să afară. Și ce spune Domnul? cine e mama mea și frații mei? cine e mama mea? Cine? Ăia care fac voia? Voia lui Dumnezeu. Ăia care fac voia lui Dumnezeu. Cine pierde mamă, tată, statutul acesta în lumea aceasta pentru Dumnezeu, Dumnezeu le dă statutul de copii ai lui Dumnezeu. Le dă frați, le dă surori, le dă mamă, le dă tată, le dă și încercarea. Că așa spune, toți acestea vin la pachet cu încercările, pentru că noi avem o țintă. Nu, ținta noastră nu e pământul, ci ținta noastră e împărăția lui Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului! Al doilea lucru care l au risipit, o risipit statutul de coproprietar risipește statutul de fiu, în al doilea rând risipește statutul de coproprietar. Știi când ești coproprietar? Nu poți să faci ce vrei, nu poți da muzica la maxim, nu poți să vii cu cine vrei acasă, nu poți să ai un comportament care... Vrei să, ce strece ție prin cap aia să faci? Acolo în casă erau niște reguli. Când ești coproprietar, acolo sunt niște reguli care trebuie respectate. Afișează, te rog, cuvântul Domnului din ce spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 2, cu versetul 19 și după aceea o să afișăm versetul 22. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți coproprietari, împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Asta era fiul risipitor și 22. Și prin el și voi sunteți zidiți, nu singuri, coproprietari împreună. Fiul risipitor era coproprietar cu tata, cu fratii său și cu cei care mai erau în casă. Deci vedeți statutul acesta. Pentru că vă spun, marea durere, noi credem că suntem șef pe tarla. Dar nu e adevărat. Ce faci tu ne afectează pe noi. Ce fac eu, vă afectează pe voi. Noi și biruințele și înfrângerile le ducem împreună. Noi și capul sus îl ținem când avem biruință, toți împreună, dar și înfrânți, toți suntem cu capul jos. E adevărat lucrul ăsta? E adevărat, nu mai dăm detalii, da? Aștia suntem noi, noi suntem coproprietari. Că tu vii și spui, îți plămânii mei, viața mea, ce interesează mă pe ăla, ce, ce fac eu? Ne interesează, pentru că suntem toți Soții au zis, bă, nu mai spune așa lucrul ăsta. Că... Dar vi-l spun și dumneavoastră, că nu-i cu mine în seara asta. Cred că mă urmărește pe internet. Dar vă spun. Știți ce ar trebui să spunem copiilor noștri, surori și frați? Să le spunem, decât să te văd divorțat și divorțată, mai bine să te duc la groapă. Asta ar trebui să spunem. Dacă vezi că ocilează, asta ar trebui să spun. Dacă, Pentru că ne afectează pe toți. Nu vedeți că acum totul... Nu mai, ăsta și-o luat valiza și zis, nu mă interesează de tine. Nu mă interesează, că eu plec, eu oricum nu mă mai... Uitați-vă, n-ai cum să crezi că tu faci ceva să nu ne afecteze pe noi. N-ai cum să crezi că tu faci ceva și pe noi să, să nu, ne, să nu ne, afecteze. Știi când își dă seama că a fost proprii, coproprietar? Își dă seama că vine și spune, eu am fost fiu în casă, dar nu mă mai fă fiu, fă-mă un argat. Nu mai vreau să am, uitați-vă, un om când dorește mântuirea, când dorește iertarea lui Dumnezeu. Foarte mult s-a dezbătut și încă se mai dezbate problema aceasta cu fiul risipitor, o fost, o plecat, o revenit. Vă spun, după cuvântul lui Dumnezeu, după pasajul acesta, omul care o plecat și când revine, când e pocăința adevărată, nu dorește nici microfon, nici chitară, nici saxofon, nici nimic. Știi ce dorește? Să stea lângă tata ăsta e semnul că omul s-o întors sincer. Bă, eu dacă mai vin, mai prin microfonul. Pe când îl auzi așa ceva, să știi că la nu s-o întors la Dumnezeu. Ăla vine și din nou reia problema. Din nou vine cu groapa după el. Vine cu acelea drepte, după el, le are împachetate. Că el e dispus oricând să plece. Peste un an, peste doi, peste cinci. Dar omul când primește iertarea tatălui, știi ce se întâmplă? Primește statutul acesta de a sta lângă tata. El nu a zis, bun, Păi cât să-i comand eu? O zis, nu, argat. Tata l-a primit înăuntru. Știi ce, cu, cu, unde se vede că un om a primit iertarea lui Dumnezeu? Știi ce spune? Nu vreau în față. Eu și pe ultima bancă, numai să știu că suntem aici împreună. Eu știu ce am suferit la porci. Dar când omul caută microfonul, când tot pleacă de pe un rând pe altul, tot mai în față, cât tăt mai în față, să știi că acolo nu a fost contactul acela cu tata care trebuia. Nu a fost întoarcerea aceea care trebuia. De aceea ar vrea să trag un semnal de alarmă. Adu-ți aminte ce ai avut și păstrează ce ai. Păstrează ce ai. Că degeaba regreți. Re regre știi ce nu au putut să-i dea înapoi tata? Anii ani de pribegie. Nu știm la cât ani s au întors înapoi. Noi zicem fie un risipitor. Poate că o fi avut 50 de ani, o fi avut 60, nu știm câți ani o fi avut, nu știm cât o stat la porci, nu știm cât o dura de străbălarea lui, nu știm. Dar tata nu mai putut să-i dea ani înapoi. Frații care v-ați întors la Dumnezeu mai târziu, un singur lucru regretă, frații, știți ce regretă? Că nu s-o pocăi mai repede. Regretă anii ăia buni care o stat la porci, care o stat în și în mizerie. Vreau să vă dau un exemplu și o să trec la ultimul gând în seara aceasta. Citeam cu ani în urmă o povestioare despre fiii unei case regale și era o guvernantă care avea grijă de doi copii a regelui și copiii regelui într-o zi s-au dus la gard și stăteau ei bine echipați așa cu bretele, cu pantalon scurs, cu cravată și se uitau prin gard, se uitau la alți copii care săreau într-o baltă acolo, să împingeau unul pe altul, să tăvăleau în oroi. Și ăștia, știți ce au făcut? Exact ce au făcut firul, să, să, fie dincolo de gard. Și au venit guvernanta la ei și o o tras, au zis, haideți să mergem de aici. Și copiii s-au uitat la guvernantă și au zis, nu, și noi vrem, vrem și noi să mergem dincolo de gard. Vrem și noi dincolo de gar, vrem și noi să ne murdărim, să sărim și noi în barta aia. Că toată viața am stat numai curați, nu m-am bine și numai cu bretelele pe noi. Și s-a uitat guvernanta la ei și le-a spus copiii. Eu cred că voi vă doriți să săriți acolo în baltă, dar voi nu puteți sări acolo în baltă, că voi sunteți fiii regelui. Voi sunteți copiii regelui. și Nu aveți voie să vă murdăriți. Nu aveți voie să săriți acolo în baltă. Vreau să spun și să strig ceva în Betanie. Sunteți fiii regele. Păstrați-vă și să ne păstrăm curați. Pentru că mizeria ta ne afectează pe mine și pe ei și pe noi. Mizeria mea te afectează pe tine. De aceea vrea seara asta să fie o seară în care să promitem Domnului că ne păstrăm curați. Chiar dacă de dincolo de gar se trimit semnale, se pare că înăuntru îi trist și dincolo e fericire. N-ai văzut niciodată diavolul să dea, el nu mai ia. Nu mai ia, niciodată el nu dă, ci nu mai ia. Vedem al doilea lucru care l-a risipit tânărul acesta. Știți ce a risipit? Statutul de coproprietar. El era acolo trecut în acte, în cefeu. Era și el și fratele său, erau trecuți toți acolo. Noi toți suntem trecuți, aci în casa lui Dumnezeu, ca destinatari ai cerului. Proprietari aci, dar proprietari în cer. De aceea vrea să înțelegem că noi nu putem face orice noi nu putem să avem un statut pe Facebook și alt statut în biserică. Noi nu putem să avem o îmbrăcăminte pe Facebook, pe Instagram. Nu vreau să la noi la tineret le-am mai zis. Nu? Poze în oglindă, în baie. Baia nu pentru, e pentru o de spălat pe mâini, nu-i de făcut poze. Da? Nu vreau să se transmite live, dar poate câteodată ar trebui să ne mai pice live-ul ca să putem să mai, să mai vorbim lucrurile. Da? dați vă că păstorii unii din slujitori n-au Facebook, nu? Și de-aia nu știu. Vă spun, dincolo nu zâmbiți. Aici e vorba de viață și de moarte, e vorba de veșnicie. Noi nu putem să pozăm într-un fel la biserică, la casa lui Dumnezeu și în alte, în alte poze să fim, să fim afară. De aceea ar vrea ca Domnul să ne ajute să ne păstrăm curați, să ne păstrăm statutul acesta. Ce să spui Domnului Doamne decât să pierzi statutul ăsta de coproprietar, mai bine să intru în țărână. Mai bine să mor ca oamenii aceia care au lupta până la capăt. Și dar nu contează. Că 50 de ani, că 40 de ani, nu contează. Dar să știu că rămân coproprietar cu tine în casă până la capăt. Binecuvântat să fie numele Domnului. O mai pierdut al treilea lucru care l-au pierdut. Știți ce au pierdut? Statutul de om liber. O pierdut și o risipit statutul de om liber. El în casă era om liber. Să facă ce vrea. Dar știți ce a fost interesant? Diavolul a venit și a arătat că el nu-i liber. El nu-i liber. Că vin și spun, bă, dar tu mergi la pocăiță acolo, păi tu ți-ai închis viața. nu e adevărat. Când te-ai pocăiți, ai deschis viața. Tu ți-ai dezlegat viața, nu ți-ai legat-o. diavolul, știți cum face? Ce a făcut cu fiul risipitor? Ce a făcut cu Eva în grădina Edenului? Uitați-vă că de, de șase mii de ani tot acel, aceeași strategie. Dar știți ce e ciudat? Că merg oamenii și tot tot după Eva, după Adam, după fiul risipitor, aceeași strategie se folosește exact ca și musca. Milioane și milioane tot în același locat. Diavolul arată lanțul, arată cătușele, și, dar îți arată pe față. Și zice, spune, vino că te fac liber. Vino că te fac liber și îți arată cătușa. Îți arată lanțul cât e de gros, că îl vezi pe ăla care a fost înaintea ta e legat, îl vezi cât e lanțul de gros. Diavolul nu te minte, el îți arată lanțul îți arată lanțul și îți, îți spune cât îi de gros lanțul și cât îi de, de groasă cătușa. Și zice, e ciudat, îți zice, vino că te fac liber. Liber nu ești afară, ci liber ești înăuntru. Hristos te face liber, Hristos se liberează omul. avem cazuri și la noi la biserică și aceia sunt cazuri de oameni care au fost eliberați de Dumnezeu. Ori încerca cu pastile, ori încerca cu ceaiuri, ori încerca cu fel și fel de psihoterapii și nu au reușit. Dar întâlnirea cu Dumnezeu aduce eliberare. Când stai lângă tata, ești cu adevărat om liber. Ești păzit de puterea lui Dumnezeu când stai în prezența lui Dumnezeu. Dar fii un risipitor, risipește statutul de om liber. Am spus că musca și omul întotdeauna e dispuse să meargă în același loc, să cadă în același loc. Omul a fost creat din Eden, omul a fost creat liber. O zis, mâncați din toți pomii din, din grădină, mâncați, mergeți liniștiți. Dar diavolul întotdeauna acolo unde au fost liniște, acolo unde a fost libertate. Acolo a venit diavolul și a legat omul. Nu știu ce legătură ai în seara aceasta. Nu știu, poate ești într-o într vreme în care te-ai crezut liber, că faci ce vrei, că nu te știe nevasta, că nu te știe soțul, că nu te știu părinții, că nu te știe nimeni. uite te cu ce lanțuri ești legat. Uită-te cu ce lanțuri ești legat. Am spus mai devreme și vreau să spun și acum spre final. Biserica asta, nu la voia întâmplării, se numește Betania. Știți ce s-a întâmplat acolo, în Betania? S-a întâmplat cea mai mare minune care a fost vreodată pe suprafața Pământului. Știți care a fost? Învierea lui Lazar. Betania întotdeauna e locul unde Dumnezeu învie. Betania e întotdeauna locul unde Dumnezeu eliberează. Nu-i de ajuns că te-a înviat. Nu-i de ajuns. Că Domnul, după ce l-a scos pe Lazar și-a dat comanda, dați piatra la o parte, ori da piatra la o parte. Că vedeți, lucruri în viață care le facem și trebuie să le facem, că nu le va face Dumnezeu. Piatra nu a dat-o Domnul la o parte. O zis, voi puteți, dă-o la o parte. Dă-o la o parte. O da piatra. O comandat acolo unde e moarte să vină viață. L-o strigat pe Lazar să vină afară. Așa m-o striga pe mine într-o seară ca seara aceasta. Așa te-o striga. Mulți au glasul Evangheliei, intră în apa botezului. Dar știți cum intră în apa botezului? Cu fâșiile pe ei. Știți ce ar vrea în seara asta la Betania, la Câmpia Turzii? Să strige Domnul eliberare, să facă Domnul dezlegare. Dacă sunt anumite legături în viața ta, ai risipit anumite lucruri în seara asta, Domnul să se ocupe de tine, de sufletul tău, gustul risipei, știți care îi? Deznădejdea. ăsta e gustul risipei, De Diavolul prin păcat aduce deznădejde. Și spui, la ce folos? eu nu mai pot fi iertat. Nu mai pot fi iertată cu avorturi, cu păcat, cu țigară, cu băutură, cu mizerie. Eu nu mai pot fi iertată, îți spun în seara asta. Cel care iartă, cel care l-a iertat pe fiu, nu a fost fratinsul mai mare, ci a fost tata. Tata a fost acasă când s-a întors fiul. Ia gândiți-vă la ceva. Când venea, dacă venea fiul risipitor acasă și tata nu era acasă, ce s-a să întâlnea cu fratele sunt mai mare. Știi ce se întâmpla? Bătaie. Bătaie, îl trimitea. Iar ai venit. După bani, e javară. Știi, îmi pare rău. Nici, o părere de rău. E javară. E javară. Aveți frazi mai mari din ăștia, dar nu răspundeți. Din ăștia care, nu, alusora, să vedem, să treacă două ani, să vedem noi dacă sunt întors. Să vedem alu fratele dacă sunt întors. Știi ce a fost bine atunci? Și bine și acum. Când s-a întors fiul tata era acasă. Eu simt în seara asta că tata e acasă. Eu simt că Domnul este aici. Am simțit la cântarea de laud, am simțit la rugăciune. Și simt acum la finalul predicii și în timpul predicii simt că tata e acasă. Știți de ce s-a întors și-a văzut și-a avut curaj să înainteze spre casă? Că două lucruri au rămas deschise. Ușa și brațele. Ușa și brațele au fost deschise. Nimeni și nimic nu au putut închide brațele tatălui. Orice ai făcut în lumea aceasta, îți spun ceva. Nimeni nu-ți poate închide ușa aia. Nimeni nu te poate da afară când vrei să te întorci. Când îți pare rău, nimeni nu-i poate închide brațele tatălui să te ierte. În seara asta Domnul să-și deschide brațele. Domnul să dea iertare. Dacă vrei în seara asta să fii iertat, să fii eliberat, Domnul te iartă. Că tata e acasă, binecuvântat să-i fie numele Lui. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Am văzut în seara asta pe fiul risipitor că a fost binecuvântat acasă. Am văzut cât eu avut acasă și câte nu le-au băgat în seamă. Zice ce spun surori, frați care îți bolnavi și nu mai pot veni la casa lui Dumnezeu? Știi ce li dor? Un singur lucru. Zice, o zis o soră, zice, mi dor și de pereți. Să văd pereții de la adunare. Mi dor să văd. De ce? Că am fost în casa lui Dumnezeu. Am fost acolo. Poate ești în seara asta și ai multă dezamăgire în viața ta. Poate ai certificatul de divorț. Poate ți-ai crescut singură copii. Poate sufletul tău e rănit și legat cu multe legături. Nimeni nu te poate întoarce decât tu să te ridici de la porci și să vii acasă că tata te primește. Vițelul a fost a tatălui. Inelul a fost al lui. De aia nu ne dă nou dreptul să comentăm că el au fost bețăva în orașul. Dar inelul e a lui. Și el îl de la cine vrea. Haina e de la el. Haina am primit-o și eu tot de la el. Și haina o poți primi în seara asta și tu. Pentru că sângele lui Isus Hristos te curățește de orice păcat. Nu știu când ai plâns ultima dată. Nu știu când ai hohotit de plâns înaintea Domnului să-i spui, Doamne, privește spre mizeria vieții mele. Dar în seara asta îți spun că Domnul nu renunță la tine. Chiar dacă părinții, soțul, soția și-o lua gândul de la tine, că mai există vreo șansă să te recuperezi, tata încă te așteaptă. Amen. Tata era, știi de ce l-a văzut? Că era tă pe afară să vadă când se întoarce. Era tot pe afară să-l vadă, să uita pe drum. Nu știu câți ani. Și-o pierdut vedere, și -o vederea și-o stricat vederea sau și-o îmbunătățit-o. Urmărim pe fiu. Dar a fost o zi, a fost o după-amiază, o seară, într-o zi. Se vede ceva în depărtare micuț care tot crește și se apropie. Cineva care nu mai semăna cu ceea ce a plecat, nu avea geantă în spate, nu mai era nici grăsuț, nu mai era nici bine îmbrăcat și mersul era diferit. Dar ochii erau la fel, Dragostea pentru casă era la fel. În seara asta îți spun ceva, tata, e cu ochii pe tine. Vreau să închei și înainte să închei. Vă spun ceva, am spus de multe ori iarna asta la evangelizări. Dar parcă nici unde, unde am spus-o nu se potrivește ca și în seara asta. Am citit în toamnă despre două triburi de indieni care își aveau locuințele în jurul unui munte. Un trib își avea locuința jos la poalele muntelui, la baza muntelui și celălalt trib își avea locuința sus pe vârful muntelui. Între cele două triburi de indieni au fost conflict permanent. Erau în tensiuni unii cu ceilalți. Într-o zi cei de pe munte ori coborâși jos în vale și n-or declanșa război. Ori intrat în, în tabăra din vale și le-o smuls un copil. Le-o luat un copil în brațe și ori fugit cu el sus pe munte în tabăra lor. Cei din vale s-au organizat, vreo 4-5 bărbați. S-au organizat să urce sus pe munte, să recupereze copilul. Două zile am citit că s-au învârtit în jurul muntelui, dorind să găsească un drum, să urce pe munte. Două zile s-au învârtit și n-au găsit drumul spre munte. Atât era de stâncos, atât era de prăpăstios, că nu au reușit să găsească o cale de acces sus spre munte. După două zile, au renunțat. Și-a zis, mergem înapoi în tabără. Când întors să plece, unul din ei, din nou ridică ochii spre munte, spre vârful muntelui și vede coborând o femeie cu copilul în brațe. Când o văd bărbații aceștia pe femeia aceasta coborând, sor șocat, sor speriat de ea. O ajuns femeia jos în vale și bărbații o întreabă, nu se poate, cum ai reușit? Cum ai putut o femeie, tu, să găsești un drum de acces? Noi ne-am învârtit două zile și n-am reușit să găsim drumul de acces ca să ajungem să recuperăm copilul. Femeia plină de răni pe mâini, pe față, plină de sânge, s-a uitat la bărbații aceștia și a spus așa, știți de ce voi n-ați găsit drumul spre vârful muntelui? Știți de ce? O zis, pentru că nu era copilul vostru. Că dacă era copilul vostru, voi găseați drumul spre munte. Dar zice, pentru că a fost copilul meu, eu n-am renunțat până am găsit drumul să urc pe munte. Știi ce face Dumnezeu? Diavolul știi ce au făcut din grădină? Ne-o smulți de lângă Dumnezeu, ne-o smulți din tabăra binecuvântată. O smul somul din libertate și l-o legat. l a dus în altă tabără. Din Eden Dumnezeu a făcut promisiunea și a spus că el găsește drumul. El are drumul. Și după 2000 de ani o trimis drumul. O venit în Ioan 14 cu 6 Domnul Isus și a spus Eu sunt Eu sunt drumul Eu sunt calea Și de 2000 de ani coboară cu noi în brațe Avem. De 2000 de ani Fiul omului a venit să caute Să găsească și să mântuiască Binecuvântat să fie numele Domnului Avem. Știi de ce nu renunță Domnul la tine? Că ești a Lui Avem. Ești a Lui de aia te caută de -aia se roagă maică-ta pentru tine, de-aia se roagă taică-tu pentru tine, că ești a Domnului, cu mâinile rănite, cu fața rănită, maică-ta nu renunță, mătuș-ta nu renunță, bunicul nu renunță, că tu ești a Domnului, Domnul cu mâinile lui, cu ranele lui ne-a salvat pe fiecare dintre noi. Și simt că în seara asta la Betania Domnului e gata să salveze. Domnul e gata să rupă legăturile celui rău. Pentru că cel ce dă eliberarea e Domnul. Cel ce strigă dezlegarea, învierea și viața Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Domnului. Nu știu ce ai risipit. Nu știu câte răni ai, ră le ai, lăsat în urmă. Nu știu câtă durere și lacrimi și amărăciune ai lăsat în urmă. Dar în seara asta ai cu brațele deschise. El nu te întreabă cât ai băut, nu te întreabă cât ai fumat, cât ai curvit, cât ai prăpădit. Nu-l interesează nimic. Și el e bucuros că ești aici în seara asta. E bucuros că te poate lua în brațele lui și numele tău să-l scrie sus în ceruri. Fiul risipitor o risipit numele de, fiu. O risipit statutul de fiu. În seara asta Domnul poate da statutul acesta de copil al lui Dumnezeu. Fiul risipitor o, o risipit statutul de coproprietar. În seara asta Domnul te poate face cetățean al cerului Aleluia! Să te facă cetățean împreună cu Sfinții Cu cei care așteaptă învierea Cu cei care așteaptă viața veșnică Nu vedeți ce se întâmplă în lumea aceasta Știți ce arată? Că mult nu mai stăm pe pământul acesta Bolile acestea, zgomotele de război, pregătirile de arme Pentru biserică sunt ultimii pași sunt ultimile momente. De aceea știți ce-mi doresc. Să nu ne pierdem statutul care nu l-a dat el. Noi suntem în casă. Spune-i Domnului, Doamne, orice ar veni peste mine, zdrobește-mă. Fă-mi orice, dar nu mă lăsa să-mi pierd statutul. Nu mă lăsa să-mi pierd statutul de copil al tău, ci să-mi duc statutul acesta până la capăt. Dacă ai diferite legături peste tine, spune-i Domnului, Doamne, dezleagă-mă. Poruncește dezlegarea, Doamne. Poate încerca să scapi de țigară și n-ai reușit. Știi de ce n-ai reușit? Că ai nevoie de El. Că ai nevoie de Dumnezeu. De aia nu poți scăpa de băutură, nu poți scăpa de, de, de porși, de mizerie. În seara asta, Domnul, e gata să facă schimbări la Betania. E gata să lase mormântul gol. Pentru că El e învierea și viața. Haideți să intrăm în rugăciune. Și nu-i cere nimic Domnului decât do cere două lucruri. Spune Domnului, Doamne, să nu pierd niciodată statutul care mi l-ai dat tu. Și, Doamne, dacă ești, ești, legat vreunul din, din dumneavoastră ci dacă e cineva legat, în seara asta ceri Domnului, Doamne, simt că dai viață. Dar te rog și dezleagă-mă, Doamne, să mă pot întoarce cu toată inima la Tine, să fi, trăiesc ca un om liber, eliberat de Tine. Haideți să intrăm în rugăciune.